Timp de două luni, noul sediu al Serviciului de Împrumut al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman a fost amenajat și pregătit pentru iubitorii de lectură. Au fost mutate cărțile și piesele de mobilier și de astăzi a fost reluată activitatea. Clădirea sediului central va intra în reabilitare pentru o perioadă de aproximativ 2 ani. Începând de astăzi, îi așteptăm să ne calce pragul. Au trecut două luni de muncă. Am mutat aproximativ 200.000 de volume. Asta înseamnă tot împrumutul la domiciliu, copii, tineret și adulți. Sunt peste 300 de rafturi pe care le-am adus aici, pe care le-am aranjat așa cum vedeți și așa cum cititorii noștri o să vadă la fața locului, repet, începând de astăzi. Sediul nostru central, clădirea de la sediul central va intra în reabilitare. Credem noi că în aproximativ 2 ani ne vom întoarce acasă. Înainte de închiderea secției de împrumut pentru a se muta în noul sediu, craiovenii iubitorii de lectură au avut posibilitatea să împrumute mai multe cărți de la bibliotecă. În momentul în care am știut că vom intra în reabilitare și că ne va trebui un pic de timp ca să mutăm tot fondul acesta mare de carte, i-am servit pe utilizatorii noștri cu mai multe cărți la domiciliu. Deși în regulament se împrumută un număr maxim de 3-4 cărți. Mulți dintre craioveni abia au așteptat redeschiderea secției pentru a împrumuta cărți și au trecut pragul noului sediu încă din prima zi. De foarte multe ori vin la bibliotecă. Ce cărți preferi? Prefer cărți de aventură, de science fiction. Azi am fost prezent pentru că ne trebuie o carte pentru școală să facem un jurnal de lectură. Am luat mai multe cărți înainte. Am luat mai multe cărți. Ne-au ajuns, au fost suficiente cât am luat. Și acum am venit să predăm ce predăm din ele și să prelungim unele din ele. Noul sediu al secției de împrumut la domiciliu al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman este situat vis-a-vis de Biserica Mântuleasa și de grădinița Otilia Cazimir din Craiova. Programul cu publicul este de luni până vineri între orele 9 și 19.